Secția de oncologie din cadrul Spitalului Județean Giurgiu este supraaglomerată de numărul mare de bolnavi de cancer care vin aici pentru a-și efectua tratamentele pe bază de citostatice. Cea mai mare problemă însă este faptul că există un singur medic, doctorul specialist Florin Onisim, care zilnic este nevoit să vadă, să consulte zeci de pacienți, să prescrie rețete sau să poarte discuții cu însoțitorii bolnavilor. Luni medicul a cedat, fizic, dar și din cauza stresului. În urma unui control al curții de conturi s-au constatat mai multe nereguli în activitatea doctorului Onisim, motiv pentru care Spitalul Județean Giurgiu trebuie să plătească circa 110 milioane de lei vechi plus dobânzi. Suma îi se impută însă medicului oncolog, dar îi se pun și mai multe piedici în efectuarea actului medical. Practic, nu există niciun prejudiciu. Sunt pacienți care sunt internați și în alte unități sanitare, sunt internați la București pentru radioterapie, pentru alte afecțiuni. Și ei primesc medicamente specifice oncologice, nu logic, cum au fost și pacienți care au fost internați în Spitalul Județean Giurgiu și au primit tratament pentru durere, pentru că nu putem să-i lăsăm să urle de durere dacă spitalul în momentul ăla nu are chestia asta. Ei, asta mi se impută mie acum. Deci nu este creat niciun prejudiciu sistemului de sănătate. Medicamentele au ajuns la pacient. Acum, în urma deciziilor primite însoțite de sancțiuni, doctorul oncolog Florin Onisim, deși a acceptat să se întoarcă la cabinet, a impus condiții clare. Nu mai vrea să riște prin prescrierea unor rețete medicale care îi se pot imputa sau să recomande vreun tratament fără a fi de față și bolnavul de cancer. Recunoaște că este inuman, că poate fi vorba de exterminare, dar spune că nu are ce face. Asta rezultă după ce a fost sancționat de Curtea de Conturi. La ora actuală vom aplica măsuri naziste date de induse de Curtea de Conturi. Deci, practic, eu ce să fac? Eu nu mai pot să dau niciun medicament decât pacientului în persoană. Trebuie să-i aduc pe aia cu metastaze, care urlă de durere, cu targa, ca să văd că sunt aici. Că dacă, de unde știu eu că nu e internat în altă parte? E o absurditate, dar sunt oameni nedeplasabili. Nu contează. Țara îi vrea la datorie. Că altfel, dacă, de exemplu, un pacient din ăsta cu dureri e internat în București pentru radioterapie și îi dau ceva de terapia durerii, mi se impută mie. În tot acest timp, la ușa cabinetului, oameni disperați, însoțitori ai bolnavilor de cancer sau chiar pacienții care abia se mai țin pe picioare, au ajuns la limita răbdării. Nu înțeleg cum de sistemul medical nu respectă drepturile pacienților și cum de oamenii sunt lăsați să moară așteptând pe la uși un pat liber pentru o perfuzie cu citostatice. Mă așteptăm ore în șir, toată iarna s-a stat, s-a înghețat picioarele și am stat aici. Vii la 4:30 să te mănânce câinii spitalului ca să facem listă, uitați lista. Lista umilinței. Așa se umelește bolnavii de cancer în județul Giurgiu. Care sunt explicațiile care vi se dau? Uiteți aici, că a anunțat că în urma unui control nu mai are voie să dea decât la cel bolnav, nici măcar la însoțitori, că de-aia îți dă pensie de însoțitor, ca să l-ajut pe cel bolnav, că nu se poate descurca singur. Acum nu trebuie să-l aduci așa în stadiu în care, chiar dacă e, nu se poate mișca, trebuie să-l aduci. Măsurile astea, deci un bolnav de cancer să vină să stea aici pentru rețetă. Când el nu poate să ridice efectiv din pat, îl aduci ca să-l aduci la un citostatic, trebuie să iei taxiul să-l aduci până aici, să veniți iarna să vedeți și aici. Fără chimioterapia te devastează. Cum poți să te deplasezi când nu poți să salzi nici capul după pernă nici? Dar dumneavoastră veniți cu acte dovedite că sunteți rudă, că sunteți însoțitor? Dacă ai pensie de însoțitor. Vă dați seama, status recunoaște că cel bolnav nu se poate descurca singur. Deci ai eu pensie. Am venit pentru soție, pentru ca să iau o rețetă. Buletinul și al meu și al soției. Domnul doctor nu ne mai... Am trimis acum mașina acasă să aducă soția aici, pentru o rețetă. La ce rește mai vechi, bă? Deci nu se poate chestia să faci. Medicul oncolog Florin Onisim nu are contract cu Casa de Sănătate Giurgiu, dar totuși conducerea instituției s-a implicat în rezolvarea acestei situații prin discuții ca de la om la om, tocmai pentru ca pacienții să nu fie afectați. În ceea ce privește sancțiunile Curții de Conturi potrivit CSE Giurgiu, acestea vizează Spitalul Județean și nu în mod direct medicul specialist. Pentru Spitalul Județean Giurgiu a fost emisă o decizie pentru recuperarea unei sume în urma unei măsuri dispuse de Curtea de Conturi pe controlul efectuat la Casa Națională. Este vorba de o sumă de aproximativ 10.000 de ron pentru prescripții medicale pacienților care erau deja internați.
Această sumă a trebuit recuperată de la spital. Acum, ce se întâmplă la oncologie? Că, eu știu, a fost o măsură dispusă de conducerea spitalului ca această sumă să fie recuperată de la medicul prescriptor, nu știm noi. Domnul doctor Onisim nu este în contract cu Casa Giurgiu. În toată această nebuloasă legislativă în care într-un an ai voie să prescrii rețete, iar în anul următor nu, de suferit au doar cei care se agață cu disperare de speranța că mâine vor fi mai bine, adică bolnavii de cancer din județul Giurgiu. Pe de altă parte, nu se știe nici cât va mai rezista în acest ritm medicul specialist de la oncologie, care nu are concediu, nu are pauză, dar nici soluția că cineva îi poate ține locul. O să vin la servici, că nu pot nici să mă răzbun pe alți pacienți, că săracii n-au nicio vină, dar ca să încep să aduc de astăzi pacienți la cabinet nedeplasabil cu metastaze, mi se pare de acum aberant, dar nu am ce face. Deci în momentul ăsta nu am ce să fac. Eu dacă mai dau un aparținător, ieșiți pe ușa afară și vorbiți. Cât sunt aparținători, cât sunt pacienți. Ce să fac eu dacă dau aparținătorul, mâine iar mă trezesc că mi se impută ceva. Situația este foarte gravă, nu văd nicio rezolvare și nu știu ce să mă întâmple. Cred că trebuie să apelăm la organismele internaționale să vină să vadă cum sunt exterminați pacienții, că altfel nu am ce să fac. Situația de la Giurgiu nu este singura din țară. Medicii oncologi au drumul clinicilor private din străinătate, în timp ce la noi un singur medic specialist trebuie să facă față la 100-200 de mii de locuitori. Aici ar trebui să intervină Ministerul Sănătății, pentru că situația este de mult scăpată de sub control. În România sunt peste 200 de medici oncologi la peste 600 de mii de bolnavi de cancer.